Două accidente identice au avut loc la câteva ore distanță pe DN17. O femeie a ajuns la spital după ce a dormit la volan și s-a răsturnat cu mașina. După nici două ore, o familie de moldoveni a trecut prin exact aceeași experiență. Femeia în vârstă de 55 de ani a pierdut controlul volanului după ce se pare că ar fi adormit la volan. Șoferița care se afla singură în mașină a lovit un cap de pod și s-a răstogolit de câteva ori în aer. Mașina s-a oprit cu roțile în sus într-un șanț de la marginea drumului în localitatea Unirea din Bistrița Năsăud. S-a intrat în capul ăla de pod și s-a răstogolit de vreo câteva ori în aer. La sosirea echipajului medical, femeia era conștientă, dar a suferit răni și traumatisme și a fost transportată la spital pentru investigații. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind însă negativ. La nici două ore după acest accident demn de filme, un accident similar s-a petrecut într-o altă localitate pe același drum național și în același județ. O familie de moldoveni s-a răsturnat cu mașina în șanț pe raza localității Bața. Cei trei se întorceau spre casă în Republica Moldova când șoferul a pierdut controlul volanului. Mașina a acroșat un podeț din beton și s-a răsturnat lângă căminul cultural din localitate. În calea sa, automobilul a rupt un stâlp din beton care susținea firele electrice. Cei trei pasageri au reușit să iasă singuri din mașina răsturnată cu roțile în sus. După ce au primit îngrijiri la fața locului, aceștia au fost transportați la spital. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul. În urmă cu 3 zile, doi tineri în vârstă de 22 respectiv 24 de ani au murit în urma unui accident de o coincidență stranie. Pe același drum, DN17, în același județ Bistrița Năsăud, tânărul șofer a pierdut controlul volanului, a lovit un podeț și a ajuns cu mașina în șanțul de pe marginea drumului. Am intervenit la un accident rutier în localitatea Reteag. La sosirea echipajului, mașina era răsturnată în șanț cu două persoane blocate. Am intervenit pentru deblocarea persoanelor împreună cu echipajele de la ambulanță pentru a li se acorda investigațiile următoare, medicale, cuvinte. Cei doi pasageri au suferit leziuni grave și au pierdut lupta cu viața în ciuda eforturilor depuse de medici. Și în acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Din primele indicii, autoturismul circula cu viteză, iar acul vitezometrului a rămas blocat la 100 de km/h.